tu, chefuiește, du-te unde vrei tu. Dar încheierea versetului spune așa: dar ține minte că pentru toate aceștia te va chema Dumnezeu la judecată. Vom da socoteală pentru că n-am vrut să ne pocăim. De aceea Iisus ne dă o șansă să ne scăpăm sufletul. În viața aici pe pământ suntem într-un test. Uitați-vă că nu e verde tot timpul. Trecem prin probleme, prin cazuri, pe câteodată avem binecuvântare, câteodată nu. Nu e verde, e un test. E o pregătire. De aceea Iisus spune: veniți la mine toți cei trudiți și povărați și eu vă voi da o dignă veșnică. Veniți la mine. Va veni vremea când vei trece din viață. Tinerețea trece. Și bogatul va muri și săracul va muri. Toți vor muri. Nimeni nu trăiește veșnic. Nimeni nu va trăi veșnic. Și vom da socoteală și vom sta înaintea lui Dumnezeu. Și problema este: ce răspuns voi da? Să-mi pierd veșnicia pentru o poftă, pentru o plăcere de o clipă? Că ați văzut ce-i tinerețea, ca flori, ca zorii zorii, ca zorii dimineții, astăzi, mâine, nimeni. Așa este tinerețea. Așa este pofta. N-ai vrea în seara aceasta să-ți predai inima în brațul lui Iisus? Dar înainte de aceasta, hai cu mine în rugăciunea care urmează. Vino pentru tine, nu veni pentru nimeni. Eu voi veni pentru mine, tu pentru tine. Haide în rugăciune să ne rugăm: Doamne, spune lui Dumnezeu: Doamne, știu că nu sunt cel mai bun fiu. Știu că nu sunt după placul tău. Știu că am păcate, Doamne, și păcatele mele sunt multe, poate mai multe decât nisipul mării. Dar astăzi vin la tine, Doamne, și apelez pentru că știu că ochii tăi sunt scăldați în milă. Știu că brațele tale, care sunt de tată, încă mai mântuiește. N-ai vrea să vii în seara aceasta? Hai împreună cu mine. Slăvit să fie Domnul. Te rog, acolo unde ești, nu-ți fie rușine. Pentru că cine se va rușina de mine, spune Iisus, mă voi rușina și eu de el în fața Îngerului Dumnezeu. Hai în seara aceasta să venim într-o rugăciune, nu-ți fie rușine. Vino pentru tine și cere-ți iertare de la Dumnezeu. Dacă simți lucrarea aceasta, dacă te simți un om păcătos, haide împreună cu mine. Unește-te cu mine în rugăciune. Și te rog, ascultă rugăciunea, te rog, roagă-te, deschide-ți gura, nu-ți fie rușine. Dacă te-ai pregătit, haide să intrăm în rugăciune pentru mărturisire. Și pe urmă, în următoarea rugăciune, vom avea și o rugăciune pentru cauze. Pentru că știu că Domnul meu, care are putere să rezolve orice problemă, în seara aceasta El va asculta cauzele, El va asculta problemele, El va asculta necazul tău, va asculta suferința ta, va asculta dacă ești un om care treci prin depresie, care dacă nu-i înțelegere între soț și soție, Dumnezeu în seara aceasta poate să lase înțelegere. Dacă ai probleme în familie, dacă ai necazul, dacă ai faliment, în seara aceasta vină înainte lui Dumnezeu și spune-i. Dar trebuie să ne recunoaștem înaintea Lui. Haide să ne mintăm în rugăciune. Te rog, unește-te cu mine și Dumnezeu să te binecuvinteze. Doamne Tată care ești în ceruri, îți mulțumim pentru seara aceasta pe care Tu ai ales-o. Îți mulțumim pentru dragostea Ta, Doamne, care ne-a însoțit și astăzi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că și astăzi ai fost cu noi, ne-ai arătat bunătatea Ta și mila Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că nu ne-ai lăsat de obște, mereu ai fost cu noi când Te-am chemat, Doamne, și în fiecare dimineață simțim, Doamne, că Tu ești Dumnezeul nostru și Tatăl nostru. Doamne, știm și venim special în această rugăciune, știm că suntem oameni păcătoși, știm că suntem oameni, Doamne, care greșim, știm că suntem oameni care nouă ni se cade, Doamne, să ni se umple fața de rușine. Știm că de multe ori nu trăim în voia Ta și de multe ori păcatul ne conduce viața, Doamne. Dar în seara aceasta venim la Tine și apelăm, pentru că știm că Tu ești un Tată care iartă. Așa cum noi ca tați, Doamne, noi ca părinți ne iertăm copiii noștri. Și mai mult decât atât, știu că Tu ne ierți mai mult. Doamne, știu că dacă vorbesc în dreptul meu, Doamne, dacă Ți-am greșit prin vorbire și prin gândire, prin privire, prin comportamentul meu astăzi, vin înaintea Ta să-ți cer iertare. Te rog, Doamne, nu ne părăsi. Te rog, Doamne, nu ne mustra în mânia Ta. Adu-ți aminte, Doamne, de bunătatea Ta și de mila Ta și de credincioșia Ta. Nu ține cont de faptele noastre care nu sunt de multe ori după voia Ta. Nu ține cont de gândirea noastră, Doamne, care nu-i după voia Ta. Nu ține cont, Doamne, de ochii, Doamne, care ațintesc asupra poftei, asupra păcatului. Ține cont astăzi că Tu ai spus că credincioșia și mila Ta vor fi pe vecie. Doamne, împreună cu frații mei, cu prietenii Evangheliei care astăzi, Doamne, sunt aici și astăzi, Doamne, s-au unit cu mine în rugăciune. Te rog,
Mai varsă-ți balsamul tău de iertare. Mai te rog, mai spune un cuvânt și în dreptul nostru și spune, păcatele sunt iertate. Știm, Doamne, că niciun om de pe pământ nu oferă iertarea. Tu ești cel care dă iertarea. De aceea te rog, Doamne, coboară-te la noi. Schimbă inima. Dacă avem o inimă rea, Doamne, ia-o și dă-ne o inimă care e după voia ta. Dă-ne inima ta, Iisuse. O inimă care tu știi, Doamne, că umblă în căile tale. Îți mulțumim. Și știu că voi rămâne încredințat că tu ne vei asculta. Numele tău să fie binecuvântat de acum în veci. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Dacă și tu te-ai rugat astăzi, acum și tu ai avut și ai simțit prezența Domnului, eu am simțit prezența lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu ascultă păcatele noastre. Iulia, sora mea, nu sunt preot. Da, m-aș putea numi un preot. Că Biblia spune că toți voi, toți sunteți preoți în casa lui Dumnezeu. Sunt un simplu evanghelist. Nu îmi place să spun, dar sunt un predicator care predic Evanghelia. Și despre preot, da, pot să spun că și sunt preot. Pentru că așa spune Biblia, voi toți sunteți, și nu numai eu, și frații mei care fac voia lui Dumnezeu. Sunt un om care am ales în viața mea să slujesc pe Dumnezeu. Și mi-am dedicat viața pentru El. Nu știu dacă înțelegi astăzi, omule care ești, că astăzi Dumnezeu vrea să înțelegi, să-ți iei datoria de tată, de soț, de copil al lui Dumnezeu și să înțelegi care e voia lui Dumnezeu pentru tine. Fraților, fiți foarte atenți, căci astăzi mai sunt, sora mea, mai sunt, dar mă rog Domnului să scoată plugul, să are, frații care sunt lucrători, să are, să scoată brazda, să scoată plugul și să facă lucrarea lui Dumnezeu, pentru că secerișul e mare, dar puțin sunt lucrători, puțin sunt lucrători. Și în ziua de astăzi avem nevoie să spunem lumii că există un Dumnezeu, există un Mântuitor, un Iisus Hristos, care și-a dat viața pentru mine, pentru tine și pentru noi. Și există un Tată care ne așteaptă cu brațele deschise. Așa cum l-a așteptat pe Fiul Risipitor, așa te așteaptă și pe tine astăzi. Să lași viața de păcat, să lași răutatea, să lași neînțelegerea, să-ți iubești soțul, să-ți iubești soția, să-ți iubești copiii, să lași Facebook-ul care cauți alte femei, cauți alți bărbați, să lași lucrurile acestea care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și să intre în tine frica lui Dumnezeu, să intre în tine dragostea lui Dumnezeu, să-ți iei atitudinea care trebuie să o ai. Că în seara aceasta, ochii lui Dumnezeu să te îndrepta spre tine cu milă. Fiți foarte atenți. Dar eu, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, ceea ce spunea Domnul Iisus. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui cui te lovește pe obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Auziți ce cuvinte le spune Domnul Iisus, pentru că eu de câte ori le citesc, ochii mi se scaldă în lacrimi. Pentru că aici am înțeles că în cuvintele acestea le-a trăit Domnul Iisus. Cuvintele acestea le-a trăit Domnul Iisus. Ascultați! Ori și cui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Auziți ce cuvinte grele. Zic, Doamne, cum se poate așa ceva? Ce? Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, tu mergi cu el două. Aleluia! Mare Dumnezeu! Celui ce-și cere, dă-i și nu-i întoarce spatele. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Doamne, pe cel ce mă înjură, să-l binecuvintez? Da. Pentru că înainte să fii tu înjurat, înainte să fiu eu înjurat, a fost Iisus Hristos. Știți ce a făcut Domnul? În timp ce îi băteau piroane în palmă, s-auzea trosnetul ciocanului și sângele din mâinile lui și din picioarele lui săreau. Durerea îi venea insuportabilă. Dar totuși în greutatea aceasta, în durerea aceasta, în necazul acesta, a strigat cu glas tare, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Auziți iubire? Auziți dragoste? Și spune așa, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri.
ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Rugați-vă. Dacă astăzi vrei să-ți faci rost de o inimă nouă, astăzi Iisus ți-o poate da. Dar trebuie să ne întoarcem și să venim pe calea Lui. Uitați ce spune, ce spune Ioel. Ce trebuie să fac eu și tu. Un cuvânt minunat. Dar chiar acum, auziți, chiar în clipa aceasta Dumnezeu ne vorbește și chiar astăzi. Dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima. Cu post, cu plânset și cu bocet. Auziți, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. De ce? Că Cel este milostiv și plin de îndurare. În seara aceasta Dumnezeu e plin de îndurare. Îndelung răbdător și bogat în bunătate. Deci ce face Dumnezeu? El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător, și Dumnezeu spune astăzi, fiule, te iubesc, astăzi vreau să vii pe calea mea și Dumnezeu te cheamă astăzi la împărăția Lui, Dumnezeu te cheamă astăzi la veșnicie, te cheamă astăzi să lași o viață de păcat, o viață care poate plină de curvie, care poate plină de răutate, plină de ură, o viață care nu poți să ierți. Dumnezeu îi spune astăzi, lasă lucrurile acestea pentru că eu te voi ajuta să treci peste ele și îți voi da putere. Și astăzi vreau ca tu să vii, să vii pe calea mea. Amin. Da, uitați, m-a plăcut că... îmi place mesajul acesta, fiți foarte atent. Doamne, ajută-ne să ne răstignim firea pământească care se războiește cu Duhul. Și haideți să vă citesc referitor la ce-a spus Urioara aceasta, să vedeți ce înseamnă firea pământească, care e dorința firii pământești. Deci firea pământească, îi gândurile mele, poftele mele care le am. Asta e firea pământească. Hai să vă citesc și pe urmă vă explic. În Efeseni, nu, în Galateni, cer scuze, capitolul 5. Da. Fiți foarte atenți. Firea pământească și Duhul, adică Duhul lui Dumnezeu care dorește ca tu să ai viață veșnică. Fiți foarte atenți. Zic, dar umblați cărmuit de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Deci zic, dar umblați cărmuiți de Duhul. Ce înseamnă să umblu cărmuit de Duhul lui Dumnezeu? Care-i dorința lui Dumnezeu pentru mine? Și haideți să vă citesc și pe urmă vreau să vă explic. Căci firea pământească, acum vorbesc despre firea pământească, auziți, poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Adică firea pământească poftește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să nu fumezi, să nu bei, să nu curvești, să fii vegheator, și firea pământească tocmai lucrurile aceștia le vrea. Este împotriva voinței lui Dumnezeu. Mai departe. Sunt lucruri potrivnice unii altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Atenție! Dumnezeu dă un verdict aici. Și atenție, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt. Care sunt faptele firii pământești? Faptele care mă depărtează de Dumnezeu și care Dumnezeu nu are, Dumnezeu și ia amprenta de pe mine. Care sunt? Prea curvia, curvia, atenție, necurăția, desfrânarea. Dacă le citesc încet. Închinarea la idoli. Vrăjitoria, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Auzi, mai sunt, continuu. Biblia spune de multe ori, feriți-vă de orice ce vi se pare rău. Mergem mai departe. Și acum spune Dumnezeu, roada Duhului. Acum vine contrarul firii pământești. Este dragostea, auzi, dragostea. Bucuria, pacea, pacea, știi ce mult contează să ai pace în inima ta? Asta este un lucru deosebit, pacea aceasta ți-o poate oferi doar Iisus Hristos. Să ai pace, să ai liniște în sufletul tău, e foarte mare lucru. Nu știu dacă ați întâlnit sau ați simțit pe pielea voastră această experiență. Eu am pățit-o, o simt, asta am pace, chiar dacă sunt probleme, chiar dacă sunt necazuri, chiar dacă sunt încercări, să simt pacea lui Dumnezeu. Deci eu spus Iisus, vă dau pacea mea. Mergem mai departe. Îndelunga răbdarea, bunătatea, auzi, facerea de bine, credincioșia, adică să-i fii credincios lui Dumnezeu, blândețea, înfrânarea poftelor. Deci referitor la poftele pe care le-am spus, pentru că păcatul se manifestă prin poftă.
Tu dacă ai, te poți înfrâna, să nu mai schimbi mesaje altor femei, să nu mai conversezi cu alți bărbați, să nu mai poftești inima ta, să nu mai faci, să nu mai vorbești, să te poți înfrâna de la pofte. Și auziți, împotriva acestor lucruri nu există lege. Împotriva acestor lucruri. Hai să-ți vă citesc referitor la pofte. Ceea ce spune Ioan. Când intră pofta în viață, apostolul Iacob, cer scuze, când intră pofta, fiți foarte atenți. Deci, noi pe pământ întâmpinăm ispite. Atenție, frații mei, și spune Biblia foarte clar, așa. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l primesc. Când? Deci ferice de cel ce rabdă ispita, dacă tu rabzi și e sensibil la orice lucru. Și v-am spus, noi ca bărbați, diavolul te va ataca prin femeie, ca să te cadă, ca să curvești. Și îți va da pe tavă, îți va întinde, îți va da o oportunitate ca să păcătuiești. După ce ai păcătuit, se duce înaintea lui Dumnezeu și te părăște. Și spune, Doamne, ăla care tu l-ai, care o zis că el e cu tine sau care o zis cu gura lui că te va urma, uite ce-a făcut. După ce te-a părât, asta face diavolul. După ce te părăște, știi ce face? Cere pedepsire. Zice, Doamne, tu nu minți. Tu ai spus că plata păcatului este moartă. Acum te rog, păcatul trebuie pedepsit. Te rog să pedepsești. Și Dumnezeu, care nu minte și care nu cunoaște frică și el e drept, este nevoit, pentru că așa e scris, să trimită pedepse pentru noi. Și ne mirăm că de ce cădem, ne mirăm că de ce trecem prin încercări și prin probleme și de ce ne pedepsește Dumnezeu. Pentru că diavolul aduce pâră. Și odată ce ai căzut în păcat, el se duce cu pâră înaintea lui Dumnezeu. Și haideți să vă citesc. Ferice de cel ce rab de ispită, vă repet versetul, căci după ce a fost găsit bun, deci dacă Dumnezeu te-a pus la testul lui și ai trecut testul acesta, Dumnezeu te găsește bun. Auzi, atunci îți va da cununa. Și acum, atenție, la poftă. Nimeni când este ispitit, prin poftă, prin femeie, prin bărbat, prin orice ispită care vine peste tine, să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. El însuși nu ispitește pe nimeni. Deci Dumnezeu nu ispitește aici. Auzi cum vine ispita. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Deci ispita vine prin pofta mea care o am. Prin pofta mea, prin pofta ochilor. Prin pofta mea care o am. Că toate acestea sunt pofte. Și de ce spunea? Înfrânarea poftelor. Ce spunea Galateni capitolul 5? Înfrânarea poftelor. Pofta mea mă bagă în păcat. Pofta mea mă depărtează de Dumnezeu. Înțelegi, frații mei? Pofta mea mă bagă în păcat. Și merge mai departe. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, auzi ce face pofta. Apoi pofta, când a zămilsit, dă naștere păcatului. Deci pofta imediat când s-a zămășit în inima ta, dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. La fel, referitor la ceea ce v-am spus. Păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Nu ne putem juca cu Dumnezeu. Că ești pocăit, că ești nepocăit. Nu te poți juca. Că treci în pofte, că treci cu femeie, azi cu o femeie, mâine cu alta. Vine vremea când vei da socoteală pentru aștia. Că treci azi cu un bărbat, mâine cu altul. Sau ai soț, ai soție acasă, nu o știe nimeni. Mă duc o noapte, nu știe. Că umblă o vorbă. Că cine nu știu înseamnă femeia sau nu știu cum, nu-i bărbat sau... În fine. Greșit. Uită-te în sus. Nu te vede nimeni, dar te vede Dumnezeu. Fiți oameni de care lui Dumnezeu să n-aduci întristare, pentru că ori de câte ori noi păcătuim, aduc întristare lui Dumnezeu. Fii un om care aduci bucurie. Ce-i dai tatălui tău? Întristare? Că Dumnezeu, spunea cineva, Dumnezeu nu ține cont, Dumnezeu nu o zis nimic. Nu, fraților. Dumnezeu vrea sfințenie, vrea apropiere. Lucrurile acestea pe care Dumnezeu le condamnă și eu trebuie să le condamn. Asta e dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Asta e dorința. De ce? Pentru că Dumnezeu are în planul lui, are un viitor pentru tine. Un viitor ferit de păcat, un viitor ferit de rele, un viitor ferit de aceste lucruri care ne depărtează de Dumnezeu. Ca Dumnezeu, prietenia cu lumea, ce înseamnă lumea? Lumea este în păcurvie, faptele firii pământ,
putești, desfrânare, vrăjitorie, neînțelegere, ură. Astea sunt lumea. Asta este prietenia cu lumea. Ce face? Aduce vrăjmășie cu Dumnezeu. Te pune în vrăjmășie cu Dumnezeu. Păcatele aceștia te face dușman cu Dumnezeu. Și dacă tu le tolerezi în viața ta și eu le tolerez, Dumnezeu se depărtează de la mine. Și mă mir că mă rog și nu sunt ascultat. Și mă mir că am nevoie de Dumnezeu, pentru că când este bine sau când ne merge totul bine în viață, nu avem nevoie de Dumnezeu. Nu avem nevoie să ne rugăm. Și dacă ne rugăm, ne rugăm așa, scurt și gata. Dar câtă vreme eu stau, câtă vreme eu de multe ori trec prin lipsuri și prin probleme, am primit mesajul acesta. Spune să ne vaccinăm sau nu? Fii atent, fratele meu. Deci, adică dacă niște oameni care au spus că pământul este prea greu și populația vor să reducă populația, au creat un vaccin. Nu l-au creat ca să te ferească pe tine de corona. Stai liniștit. L-au creat cu un scop. Ca să se împlinească ceea ce e scris în Biblie. Cum se poate reduce populația? Care e și război dacă ar veni cu armele. Sau ar veni cu. Dar asta lucrează în ani. Nu te ucide acum. Te ucide peste 10 ani. Dă o boală în tine și nu știi de unde. E boală. Totul este făcut cu cap. Totul este pus la carte. Ca la carte. Înțelegi, fraților? Domnul să te binecuvânteze, Toriana. Amin. Fraților, vaccinurile aceștia nu sunt... Măi, fraților, COVID-ul ăsta e o boală inventată de oameni. Știu că mi-e frică să vorbesc asemenea lucruri. Mai auziți voi de bronșită? Vă rog să-mi spuneți dacă auziți. Dacă auziți, vă rog să-mi spuneți. Auziți voi de bronșită? Mai auziți voi de viroză? Mai auziți voi de pneumonie? Acum, dacă răcești, rușești, corona. Mai lasă-o încolo, că corona tot se duce odată. Dar ei nu. Testele acelea care le fac și... au făcut și pe Kiwi, fraților, și a ieșit pozitiv. Cum poți tu să mă oferi mie un vaccin? Hai să o luăm și logic. Și voi spuneți că n-aveți tratament. Deci, cum îmi dai tu mie vaccin dacă tu n-ai tratament la boala aceasta? Înțelegeți, fraților? Sora mea, virusul acesta este virusul omenirii. Ăsta e virusul, nu corona, nu COVID. Pentru că nu ăla ucide, omenirea ucide. Omenirea, nu virusul ucide. Credeți că virusul a făcut victimele aceștia multe? Omenirea le-a făcut. Pentru bani? Oamenii n-au avut conștiință. Oamenii nu mai au conștiință. Mi-e frică să vorbesc lucrurile acestea. S-au administrat alte lucruri care nu trebuia să se administreze și oamenii au trecut din viață. Fraților, gândiți-vă bine. Gândiți-vă bine. Când va avea loc răpirea bisericii, fratele meu, nu știu când va avea loc răpirea. Pentru că lucrurile aceștia Dumnezeu nu le spune. Eu ce știu, îmi spune așa, răpirea bisericii, deci Dumnezeu ne-a dat semne. Sunt semnele pe care Dumnezeu le arată că biserica va fi răpită. Dar răpirea bisericii spune Dumnezeu, vegheați că nu știți în ce ceas va veni Tatăl. Dumnezeu va veni prin surprindere. Când ei nu te aștepți, auzi, când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei. Deci răpirea, când va veni, eu nu știu. Că n-am de unde să știu. Dar Dumnezeu spune, tu fii pregătit. Tu fii pregătit, pentru că dacă Dumnezeu ne-ar fi spus că răpirea ar fi peste 10 ani, da? Să zic că știai. Ce zice? Nu mă pregătesc acum, că mai am timp să vină răpirea. Nu! De aceea Dumnezeu nu ne-a spus și a lăsat ascuns, pentru că spune așa, trăiți fiecare zi din viața voastră ca și cum ar fi ultima. Adică să fiu pregătit în orice zi, în orice clipă. Ca Dumnezeu... Adă-mi și mie încărcătorul, te rog, tata. Să fiu pregătit în orice vreme și în orice zi ca Dumnezeu să mă poată găsi vrednic. Gândește-te că dacă Dumnezeu nu te va prinde sau nu te va găsi vrednic, ce socoteală vei da înaintea lui Dumnezeu? Mă puțin să bag întorcătorul. Deci, Dumnezeu, de la mine și de la tine,
Vrea în seara aceasta ca să te găsească vrednic. Vrea în seara aceasta să te umpli de dragostea lui Dumnezeu. Vrea în seara aceasta Duhul Sfânt să-ți deschide inima. Fii foarte atent ceea ce spune Dumnezeu. Astăzi sunt în primul rând mie și în primul rând ție. Spune așa, știți bine lucrurile acestea, preiubiților. Orice om să fie grabnic la ascultare, auzi, grabnic, să ascult, să fie rapid la ascultarea lui Dumnezeu și încet la vorbire și zăbabnic la mânie, auzi, să nu ai lucrurile acestea în inima ta. Atenție ce îți spune Dumnezeu. De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate. Deci, de aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, spune Apostolul Iacov. Așa? Și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Adică cuvântul acesta pe care eu vi l-am spus astăzi îți poate mântui sufletul. Nu eu, cuvântul lui Dumnezeu. Și atenție, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur. Deci nu-i de ajuns eu să vin să ascult cuvântul lui Dumnezeu, bă, ai ce frumos o predicat omul ăla. Măi, da, așa e, să știi care e adevărat. Dar totuși eu trăiesc tot în păcat și nu vreau să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Fiți și împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Și dacă nu mi-s împlinitor și mi-s numai ascultător, auzi, mă înșel singur. Mă înșel singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața în oglindă. Dumnezeu spune astăzi să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că credința, mulți spun eu cred în Dumnezeu. De crezut și dracii cred, dar nu ascultă. și dracii cred în Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune credința fără fapte e moarte. Eu trebuie să-i dovedesc lui Dumnezeu că cred. Eu cred în Dumnezeul meu, spunea cineva. Care e Dumnezeul tău care crezi? Apocalipsa.